Accidentul s-a produs la intersecția străzilor George Bibescu și Câmpia Izlas din Craiova. Șoferul taximetrului a intrat cu viteză în intersecție fără să respecte semnul stop. În mașina avariată se aflau 3 pasageri, printre care și un copil de 9 luni. Când am intrat în intersecție, domnul cu taxiul a intrat în noi în plin, nu știu cât avea, ce s-a întâmplat. Noi eram regulamentar, nu aveam viteză, totul legal. Și a intrat în lua și uitați în secunda a doi ce s-a întâmplat. Nu mă întrebați că nu-mi dau seama. Dar știați că aveți stop acolo? Da, știam sigur că nu știu ce s-a întâmplat. Locuitorii din zonă spun că în respectiva intersecție se produc mereu tamponări. Este prost semnalizată, trebuie să facă un sens unic din partea cealaltă, să facă dâmburi de reducere a vitezii. Sunt soluții care trebuie să le găsească specialiștii. Dar e o intersecție cu foarte multe probleme. La 2-3 săptămâni sunt accidente în această intersecție. Bărbatul rănit în accident a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Craiova. O neacordare prioritate auto din partea unui autoturism Dacia Logan echipat în regim taxi, care nu a acordat prioritate unui autoturism marca Volkswagen. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test. Rezultatele sunt negative, iar în urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a unui bărbat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă șoferului vinovat de producerea accidentului.